Am revenit și în această seară alături de noi este Roxana Gavril, expert managementul proiectelor ADI Zona Metropolitană din Iași. Bună seara și bine ați venit în platoul Telem. Bună seara și bine v-am găsit. Mulțumim pentru invitație. Cu mare drag, observ că aveți puține emoții. Îmi dau seama lucrurile acestea pentru că înseamnă că în spate aveți și acțiuni care oarecum creează aceste emoții. Dar important este să aflăm de la dumneavoastră tot ceea ce înseamnă munca depusă în ADI Zona Metropolitană. Și pentru început eu vă propun să ne povestiți pe scurt, oarecum, dacă se poate, pentru că activitatea este una vastă, ce înseamnă ADI Zona Metropolitană. Da, într-adevăr, avem foarte multe planuri pentru viitor, multe proiecte și idei de proiecte. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Iași s-a înființat în anul 2004, a fost prima din țară de acest fel și a venit ca o nevoie apărută atunci, în momentul respectiv, iar în prezent cuprinde 26 de membri, 26 de comune din jurul municipiului Iași, comune aflate la maxim 30 de kilometri, plus Consiliul Județean și municipiul Iași. Obiectivele majore ale acestei asociații, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Iași? Noi ne concentrăm să facem proiecte pe mai multe domenii, în funcție de nevoia prezent atunci în momentul respectiv. Și am făcut proiecte pe cultură, pe educație, pe mediu, pe turism, pe social, dorim și pe digitalizare. Am făcut proiecte în parteneriat și individual și internațional și național. Dacă este să trecem în revistă din 2004 până în 2023, mă gândesc că au fost și situații în care v-ați confruntat oarecum cu anumite impedimente. Ce v-a făcut să continuați aceste activități? Cred că feedback-ul primit în urma implementării tuturor proiectelor au fost pozitive și am văzut impactul pe care l-a avut în comunitate și cumva pe viitor vin oportunități și mai mari, fonduri structurale pe care putem depune și mai multe proiecte, unde suntem eligibili, că până acum nu am fost. Și vedem imaginea de ansamblu, așa. Dacă este să ne raportăm la beneficiarii direcți ai acestor proiecte, care sunt aceștia? Cetățenii din zona metropolitană. Și aici ne referim la cele 26 de comune. Da, da. Și apoi instituțiile locale, că avem parteneriate și cu instituțiile publice, chiar și private. Pe partea aceasta de colaborare cu instituțiile publice, cum se desfășoară colaborarea? Este una prielnică? Membrii zonei metropolitane au înțeles ce înseamnă activitatea noastră și colaborăm foarte frumos și eficient, pot să spun, și dintr-o parte și din cealaltă. Avem solicitări și noi către ei și ei către noi. Lucrăm ca o echipă și cred că se va îmbunătăți din ce în ce mai mult. Vor fi membri noi, deja am primit câțiva membri noi și eu cred că o să... Care este numărul de membri în prezent al asociației? În total 28, 26 de comune, primăria și Consiliul Județean. Și cei care vor să adere la această asociație, ce criterii trebuie să împlinească? Pentru că tocmai ce mi-ați spus acum, că vor fi membri noi. Există o lege a zonelor metropolitane care a fost aprobată anul trecut și în ea sunt trecute exact criteriile de aderare, da. Dar cele care pot adera la noi trebuie să depună o cerere simplă și o recomandare din partea unui membru al zonei metropolitane, iar în următoarea ședință de Consiliul Metropolitan se votează aderarea dacă comunei respective. Dacă se acceptă sau nu. Da. Am înțeles. Comuna trebuie să, așa cum ați spus, trebuie să vină cu o recomandare din partea unui membru aflat deja în comisie. Da. Și dacă o comună, de exemplu, nu are cunoștințe sau nu a luat contact cu un membru, dar totuși îndeplinește oarecum celelalte criterii? Este puțin probabil pentru că trebuie să aibă vecini din zona metropolitană. Fiind la maxim 30 de kilometri de jurul Iașului, cumva are un membru lângă. Am înțeles. Doamna Gavril, aș vrea acum să discutăm despre un frumos eveniment ce începe pe data de 1 iulie, dacă nu greșesc. Iunie, așa. Și să ne spuneți, practic, ce îmbină acest eveniment, de unde ideea, de unde conceptul, ce vom putea vedea dacă vrem să participăm la acest eveniment. Da, este un proiect foarte drag nouă, Piața Metropolitană, și s-a născut ca urmare a unei nevoi identificate în zona metropolitană, în urma discuțiilor cu membrii noștri.
Este un eveniment dedicat comunității pentru că îmbogățește conexiunea dintre producători și cetățeni, pentru că piața metropolitană aduce împreună producători și meșteșugari din, nu mai zic din zona metropolitană Iași pentru că ne-am extins, au venit către noi și din tot județul. Deci, practic, persoane care produc la ei acasă sau local sau, nu știu, vând în piețe, ori merg, știu eu, la anumite târguri specifice activităților, pot veni la piața metropolitană să, oarecum, să împărtășească din munca lor, fie că vorbim poate de legumicultori sau, nu știu, meșteșugare, olărit, mă gândesc, preconizez. Produse din piele, produse din lavandă, oale, ulcioare. Participarea la piața metropolitană din acest an este gratuită sau pe baza ce se face? Încă de la prima ediție participarea a fost gratuită și cred că va fi în continuare, pentru că ăsta este și scopul nostru, să reducem intermediarii dintre producătorii locali și cetățeni, să fie un spațiu pentru toată familia, uh-huh, în care și cei mici au activități și cei mari. Ediția de anul acesta este prima pentru 2023. Are loc în Comuna Rediu, la baza sportivă Rediu, 1-2 iunie, începând cu ora 11. Bun, și cei care vor fi prezenți pe data de 1 și 2, ce vor putea vedea în prima zi sau ce vor putea vedea în a doua zi? Dacă este să vorbim despre programul zilelor. Avem aproximativ 20 de producători și meșteșugari locali înscriși pe listă, care își vor expune marfa spre vânzare. Și asta este frumos la noi, că nu este doar o vânzare simplă. Cetățenii interacționează cu producătorii, creează o legătură, află povestea din spatele produsului. Este o interacțiune frumoasă și... Practic, iau contact cu conceptul unui producător local. De unde a plecat acea idee de a face poate o piele sau un olăritor, de unde a venit această pasiune de a planta anumite, nu știu, legume sau fructe. Și acolo este practic un weekend în care se detașează, dar totodată un weekend, mă gândesc eu, prielnic pentru a vedea ce înseamnă o muncă fizică efectuată de un simplu cetățean. În schimb, aceste produse sunt atestate de către, nu știu, Direcția Sanitar Veterinară sau pentru protecția consumatorilor? Da, noi atestăm fiecare piață individual, fiecare ediție. Înainte, cu toți producătorii, avem documentele lor, ne le trimit, certificatele de atestare și le atestăm la direcția de SFA. Am înțeles. Da. Deci, practic, este un loc în care trebuie doar să mergem pentru a ne bucura de aceste aspecte și, mai mult decât atât, și încurajăm producătorii locali. Am spus că este un loc, un eveniment pentru toată familia, pentru că noi încercăm să avem la fiecare ediție atelier pentru copii, cel puțin unul, de fiecare dată au fost mai multe, dar să fie cel puțin unul. La ediția de la Rediu va fi un eveniment artistic în care va performa un artist local sau mai mulți, organizat de către Primăria Comunei Rediu. Va fi o tombolă surpriză organizată de partenerul nostru GAL Rediu Prăjeni. Ce noutăți avem față de ediția trecută? Cred că această tombolă, pentru că un spectacol am mai avut, încercăm să avem să fie cât mai divers organizat. Și iată, așadar avem și ateliere pentru cei mici. Da, ateliere pentru cei mici și producători noi, care nu au mai fost până acum. Deci putem practic să ne detașăm un pic de ceea ce înseamnă agitația din oraș și să mergem puțin în Comuna Rediu, să vedem acolo întreaga familie, da, să nu omitem. Este în aer liber, va fi un moment frumos, să sperăm că vremea va ține cu noi. Asta și doream să spun. Sperăm ca și vremea să fie una prielnică. Bun, aparte de acest eveniment, pentru că așa cum am spus la început, activitatea asociației este una foarte vastă. Suntem în luna imediat iulie acestui an. Care sunt proiectele, nu neapărat majore, ci în curs de derulare sau la care vă gândiți să dați un start fresh? Avem o listă de proiecte și o listă de idei de proiecte pe care încă nu le-am scris, dar în derulare, în paralel cu Piața Metropolitană, avem Caravana Muzeilor, care de asemenea este la a treia ediție, dedicată copiilor din comunele din jurul Iașului, membrii metropolitani, pe care îi
aducem la muzee din Iași, la diverse muzee, și facem activități educaționale cu educatorii muzeali de la Muzeul Național de Literatură Română. Și sunt organizate la fel. Fiecare comună este organizată pe zi, vine, vizitează, învață, se joacă, pentru că încercăm să fie o activitate distractivă. Dar totodată educațională. Și educațională, pentru că acesta mă gândesc că este scopul major. Acesta este scopul proiectului, da. Am mai depus proiecte pe diverse fonduri de finanțare la care așteptăm răspuns, cu parteneriate internaționale sau naționale. Și aici când vorbim de parteneriate internaționale, pentru că oarecum mă ridicați la fileu, este o informație destul de prețioasă din punctul meu de vedere, nu o pot trece așa cu vederea foarte simplu. La ce v-ați gândit? Am depus un proiect pe Interreg, în parteneriat cu Grecia, de fapt sunt două proiecte, ambele în parteneriat cu Grecia, cu diversi parteneri, pe Urpact 4, la fel două proiecte în parteneriat cu mai multe țări, sunt consorții formate, de cel puțin 6-7 țări. Și aici, când vorbim de parteneriate cu alte țări, la ce ne gândim? Ca și activități propriu-zise? Sunt diverse activități. Încerc să aflu viziunea pe care ați adaptat-o. Sunt diverse activități. Partea noastră ne interesează de asemenea pentru comunitatea metropolitană și activitățile pe care le vom desfășura noi sunt fie pentru membrii zonei metropolitane, adică instituțiile locale, sau cetățeni. Încercăm să cuprindem ambele părți în proiectele pe care le desfășurăm. Vor fi, poate, mă gândesc, schimburi de experiență sau vizite, exemple de bună practică în care avem acces la experți din domeniile respective, putem accesa informații de la ei, greutățile și problemele întâmpinate pe anumite domenii, cum ar fi mobilitate, digitalizare, pe care se pune foarte mult accentul în perioada următoare. Și, practic, să mă gândesc să luați oarecum informații, să vedeți cum au rezolvat anumite probleme. Să le implementăm. Să fim eficienți, da. Am înțeles. Să încercăm oarecum să le aducem aici în zona metropolitană, să încercăm să le implementăm, dar și ei probabil să vadă cum funcționează lucrurile la nivelul acesta aici la noi. Deci am vorbit așadar despre proiecte internaționale, ceea ce mi se pare un lucru grandios din punctul meu de vedere și sunt convinsă că și cei care ne urmăresc au aceeași trăire. Am vorbit despre caravana muzeelor. Aceasta este încă în desfășurare? Da, a început tot din iunie și se desfășoară pe mai multe luni. Pentru că avem 26 de comune, încercăm să fim eficienți de asemenea și i-am împărțit pe zile. Fiecare comună are o zi dedicată în care vine cu copiii și poate asimila informațiile în ritmul propriu. Și câte luni de acum înainte mai ducem acest proiect? De obicei, acum în funcție de educatorii muzeali, depindem de colaborarea noastră pe care o avem cu Muzeul Național de Literatură Română, dar aproximativ 3 luni de zile se desfășoară proiectul. Pe toată perioada vacanței de vară, în luna septembrie, încercăm să finalizăm. Doamna Gavril, trebuie să recunosc că mi-ați spus înainte de a intra cu telespectatorii noștri, am să dau așa un pic din casă, mi-ați spus de o noțiune care mi se pare interesantă și vreau să văd cum este adoptată de către Asociația Zonei Metropolitane, ceea ce înseamnă digitalizare. Care este conceptul din spatele acestui cuvânt la care v-ați gândit? Digitalizarea este o noțiune destul de complexă și pentru fiecare departament, să spunem, dintr-o instituție, dintr-o firmă, înseamnă altceva. În principiu, serviciile oferite fizic dorim să le digitalizăm, să le oferim online. Să fie mai ușor contactul cu cetățenii, să fie mai ușor transmiterea unor documente și accesarea lor și de către instituții și de către cetățeni, să fie mai ușoară comunicarea între instituțiile publice, între noi și membrii noștri, de exemplu. Presupune foarte multe lucruri, dar fiecare nevoie pentru digitalizare va fi rezolvată cu un proiect. Ar fi frumos să fie rezolvate toate cu unul singur, dar nu este un pic imposibil, poate, într-adevăr. Aș vrea să mai punctăm care sunt avantajele și beneficiile unei comune de a se afla alături de dumneavoastră. Și aici mă refer la întreaga echipă. În primul rând, comunitatea din care face parte, pentru că noi avem întâlniri periodice și încercăm să
să avem o relație de cooperare. Fiecare are probleme specifice în comuna lui, dar sunt și probleme comune pe care le putem rezolva ca o echipă. Încercăm să găsim oportunități de finanțare pentru fiecare membru. Am primit oportunități de implementare de proiecte și le-am transmis comunei care se plia pe respectiva oportunitate. Bun, și dacă îmi permiteți, în momentul respectiv, tot dumneavoastră, aici mă refer la asociație, duceți mai departe, bun, să spunem că acea comună se încadrează în criteriile proiectului respectiv sau ar putea primi finanțare. Da. Aici, pentru cei care au cunoștințe, înseamnă scriere de proiecte, înseamnă implementare, înseamnă coordonare, sustenabilitate, exact. Și toate acestea le faceți dumneavoastră împreună cu membru respectiv? Dacă ne cere ajutorul, da. Dar în principiu comuna, instituția locală respectivă are departament pentru implementarea de proiecte. Uh-huh. Dar noi suntem acolo și ne oferim expertiza și experiența să îi ajutăm în implementare, în pregătirea documentelor, în colaborare. Am apelat și la instituții internaționale pentru găsirea de parteneri pe anumite proiecte. Ne-am înscris și pe mai multe platforme, tocmai pentru a oferi această facilitate partenerilor noștri. Am început și o colaborare cu Asociația Metropolitană Barcelona, pe care deci, dorim să o fructificăm. Da. Vedem o extindere destul de frumoasă și mai mult decât atât prielnică pentru tot ceea ce înseamnă aceste comune care iau parte alături de voi la informare, la dezvoltare, poate și la implementare de noi idei sau să vedem o creștere și o dezvoltare poate neașteptată într-o perioadă de timp destul de scurtă. Pe lângă aceste beneficii pe care le are, practic, dacă este să o luăm logic, orice echipă sau orice colaborare trebuie să aducă beneficii, că vorbim despre o asociație și comunică, vorbim despre o relație dintr-o firmă sau, știu, o colaborare dintr-un spectru oarecum asemănător, trebuie să aducă beneficii. Dar care este feedback-ul pe care îl primiți după realizarea unui eveniment ca acesta, Piața Metropolitană, sau pentru implementarea când vedeți poate că un colaborator sau un participant are și să-și implementeze anumite dorințe și a dus la dezvoltarea comunei și cetățenii sunt mulțumiți? Feedback-ul este pozitiv de cele mai multe ori, pentru că, de exemplu, Piața Metropolitană Radio este la a doua ediție desfășurată în comună. La fel, va urma Piața Metropolitană Ciurea, aflată din nou la a doua ediție în comuna respectivă. A fost Piața Metropolitană Holboca, la fel, la solicitarea membrului comuna Holboca. Doriți să realizați acest eveniment Piața Metropolitană în toate cele 26 de comune? Aceasta da. Este viziunea pe termen lung? Da, este de tipul unei piețe volante pe care noi dorim să o ducem mai aproape de cetățeni, pentru că poate ar fi greu unui cetățean din comuna Movilen să vină în Iași sau la târgurile organizate din Iași, că târguri mai sunt. Dar noi vrem să mergem către cetățeni, pentru că zona metropolitană, mediul rural este interesul nostru. Și acesta este scopul, da, să fie pe un termen lung, astfel încât cetățenii să știe de Piața Metropolitană că urmează și ce vor găsi acolo, să o aștepte cum și eu personal, ca și client o aștept. Să fie practic o nerăbdare din partea cetățenilor. La anul, uite, se va organiza în comuna X, Piața Metropolitană. Exact. Deja conceptul să fie agregat și mai mult decât atât îmbrățișat de către cei care vor un weekend oarecum de relaxare, dar totodată să își găsească și cele potrivite pentru aceștia. Doamna Roxana Gavril, vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. O ultimă întrebare. Cum credeți că contextul acesta economic, politic, social, pentru că vedem din ce în ce mai mult de greve și probleme în domeniul acesta, afectează activitatea asociațiilor de natura pe care o are și asociația din care faceți parte? Din fericire, pe lângă problemele din societatea de astăzi, cum ați spus dumneavoastră, și financiare, politic și inflație, etc., avem și oportunități pe care le putem accesa, cum sunt fondurile europene, diferite parteneriate. Și noi vrem să ne concentrăm pe oportunități și să încercăm să profităm de toate, de parteneriate și de ce putem învăța, să depășim problemele care apar
și în colaborare cu membrii noștri, cum am zis și la început, ca o echipă, să trecem peste. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență, pentru cele transmise, așadar ne vedem în acest weekend la Piața Metropolitană din Comuna Rediu. Am văzut cu activități pentru cei mici, cu momente de relaxare, de socializare și pentru cei mari și mai mult decât atât, cu producători locali care săvârșesc și mai mult decât atât aduc în fața noastră produse cât mai prienice și benefice pentru noi. Producător local și meșteșugar local. Și meșteșugar. Foarte multe produse și de calitate și cu rețete tradiționale. Sunt extraordinari producătorii noștri locali. Fără modestie o spun. La cum o spuneți, nu avem cum să ratăm acest weekend la Piața Metropolitană. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Cu mare drag. Oricând și abia aștept să reveniți cu noutăți. Da, mulțumesc. Acestea au fost informațiile pentru această seară. Noi ne revedem și mâine de la aceeași oră. Până atunci, toate cele bune. Vestimentația prezentatoarei a fost asigurată de Simoda by Simona Vasiliu.